Marin Dobrescu ne arată faptul că arta și sportul se îmbină perfect. În această după-amiază, Castelul Artelor din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost gazda unui eveniment cultural deosebit. Familia și foștii elevi de la Lupte Libere, dar și cei interesați de cultură, s-au adunat pentru a-l verniza pe Marin Dobrescu, un fost sportiv care și-a îndreptat atenția și talentul către domeniul cultural, pe care l-a prezentat astăzi în expoziția de pictură Zigzag. Ziua, bine ați venit! Așa cum ați văzut, e un vernisaj de pictură realizat de Marin Dobrescu. Toate lucrările sunt realizate cu mâna stângă. Și pentru că tata m-a rugat să vă spun câteva cuvinte din partea lui, o să dați voie să le citesc, că bagajul emoțional e acolo. Stimați iubitor de frumos! Astăzi vă invit să vedeți o expoziție de pictură izvorâtă din inimă și bazată pe amintiri noi și vechi. Iată că încă un vis se împlinește și sper să repet această frumoasă experiență și la anul, odată ce sufletul va fi deschis spre noi orizonturi. Vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc că priviți și vă invit să alegeți o lucrare. Una dintre cele mai importante instituții de cultură din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a găzuit astăzi vernisajul expoziției personale de pictură Zigzag a lui Marin Dobrescu. Născut la mijlocul secolului trecut în Drobeta-Turnu-Severin, Marin Dobrescu este una dintre cele mai marcante persoane din sportul mehedințean, iar astăzi, în cadrul vernisajului, i-au fost alături familia, foști elevi, dar și oameni pasionați de cultură. Mă bucur foarte tare pentru dumnealui, mi se pare extraordinar ceea ce face și sper să realizeze în continuare cât mai multe. Înțeleg că ești o fostă elevă a domnului. Da. Cum a fost acea perioadă pentru tine? A fost un om de extrem de deosebit, a fost ca un tată. Este foarte frumoasă și sunt foarte multe tablouri frumoase. Ți-ai ales și tu unul pe care să-l iei acasă? Da, mi-am ales și eu unul cu o căsuță. Și totodată îl știai și pe domnul antrenor care a făcut aceste tablouri? Da, am făcut odată antrenament cu el. Cum ți s-a părut atunci? Mi s-a părut un antrenor foarte bun. De-a lungul timpului a șlefuit o mulțime de talente, a cules și roadele, iar vitrinele cluburilor la care a activat s-au îmbogățit semnificativ. Marin Dobrescu a practicat 3 sporturi diferite la nivel profesionist, dar cele mai mari realizări le-a avut din postura de antrenor de lupte libere. Fosta sa elevă, Mijache Elena, vădit emoționată, a participat la eveniment alături de elevii pe care, la rândul său, a ajuns să-i antreneze. Sunt foarte mândră că sunt aici și că am primit invitație și mă bucur, au fost momente foarte emoționante. Este vorba despre Marin Dobrescu, fostul meu antrenor, un antrenor excepțional, un pictor excepțional și un om deosebit. Efectiv nu am cuvinte să mă pot exprima cât apreciere și cât respect îi port. Sunt mândră că sunt aici și mă bucur că am putut participa la evenimentul acesta. Toate operele expuse, ai ales și tu una să o iei acasă? Da, și eu am mai primit cadou una fiind și fosta lui sportivă, dar da, mi-am ales pentru că nu ai cum să nu-ți alegi ceva din atâtea opere superbe. Puțină lume cunoaște însă povestea tehnicianului pasionat de pictură și poezie. Acesta susține faptul că pictura este o activitate de stare sufletească, iar astăzi oamenii au venit cu drag pentru a admira picturile. Cei din familie, cu siguranță, pe lângă antrenor și pictor, îl cunosc și în altă ipostază. Staza, cea de tată și de bunic. Să spun doar că sunt foarte, foarte mândru de el. Mă bucur foarte tare să fiu aici. Este o expoziție plină de pasiune, plină de sentimente foarte, foarte puternice și pur și simplu doar pot să mă bucur de frumusețea care mă înconjoară. Ce se află în spatele artistului, pentru că tu îl știi mai bine decât restul lumii? Eu cred că în spatele artistului, pe lângă faptul că se află un luptător, eu cred că se află și un om cu sentimente foarte, foarte puternice, în sensul că
De exemplu, acela este unul dintre tablourile mele preferate și pot să spun că au doar o însemnătate foarte puternică în spatele lor. Lucrările sale, dintre cele mai diferite, nu seamănă deloc cu cele ale unui amator. Toate operele le-a realizat în Tihnă, în atelierul în care se regăsește cel mai bine, singur cu planșa, culorile, pensula, cuțitul și șevaletul. Materia, culoarea conduc discursul, legile limbajului plastic, care dau coerență gândurilor artistului. Surpriza din partea artistului plastic Marin Dobrescu în cadrul expoziției de pictură Zigzag a fost faptul că cei prezenți la eveniment și-au putut rezerva pictura favorită, pe care mai apoi să o ia acasă, dând un plus de culoare locuinței lor.